Uneori drumul până la mare e prea lung sau prea costisitor, așa se face că oltenii aleg să se răcorească sau să se bronzeze cât mai aproape de casă. Cel mai la îndemână rămân malurile Oltului, în weekend în special. Locurile de tradiție în lunile toride de vară sunt luate cu asalt de slătinenii care vor să scape de căldură și să se răcorească în apă. Aceștia uită însă de pericolul la care se expun. Nu puțini au fost și care și-au pierdut viața după ce s-au aventurat în ape unde scăldatul este interzis. Pe malul Oltului, o cruce amintește că în acel loc cineva și-a pierdut viața numai târziu de anul trecut. Scăldatul la întâmplare le dă serioase bătăi de cap și pompierilor olteni. Aceștia au fost nevoiți să intervină de nenumărate ori pentru salvarea celor care intră în apă și nu mai pot ieși. Cei mai norocoși scapă cu viață. În cazurile grave, scafandrii se chinuie chiar ore întregi să-i găsească, iar când reușesc, nu se mai poate face nimic. Vara sunt cele mai multe victime, intervențiile sunt foarte dificile. În general, persoanele se aventurează în locuri periculoase. De intervenții sunt destul de dificile, acestea diferă, este în funcție de adâncimea apei, vizibilitatea este redusă spre zero, curenții puternici. În general, la noi este o zonă în care se pescuiește, în general sunt plase, setci, vegetație și pe noi ne pune în dificultate destul de mult. Salvarea în primele minute este esențială. Persoanele care pot da primul ajutor, care sunt atunci, e bine să intervine dacă știu să noate foarte bine. Cei care nu țin cont de sfaturile specialiștilor își riscă viața cu bună știință. Pe lângă riscul de nec, aceștia trebuie să fie conștienți și de numeroasele boli pe care le pot contacta din apă. Conjunctivita, otita sau bolile de piele sunt doar câteva afecțiuni pe care le poate aduce răcoritul în ape periculoase. Asta fără a menționa meningita, care poate duce la deces. Pompierii atrag din nou atenția asupra măsurilor de care trebuie să țină cont cei care merg la scăldat pentru ca distracția să nu se termine tragic. Obligația cea mai importantă este a proprietarilor sau a consiliilor locale care au pe teritoriul localității astfel de cursuri, care trebuie să fie marcate obligatoriu cu semnul scăldatul interzis. În cazul în care există o zonă în care se poate înota, cei care merg să înoate, în primul rând, trebuie să cunoască tehnicile de înot, să nu se aventureze, să nu sară de pe platforme înalte, de pe maluri, în general să nu meargă în zone în care s-au mai produs pe parcursul timpului evenimente negative, alte persoane s-au înecat, să evite scăldatul solitar, să încerce să mai fie și cu alte persoane pentru a se putea acorda primul ajutor în cazul în care se întâmplă să se afle în pericol de înnec. De asemenea, trebuie să evitate albiile nămoloase, unde este vegetație foarte, foarte multă. O categorie vulnerabilă sunt copiii, ei trebuie să se scalde numai în prezența unui adult și să evite intratul în apă pe care nu o cunosc sau unde adâncimea apei este foarte mare. Pentru cei care vor să se răcorească, există și variante sigure. Apa din piscinele autorizate din punct de vedere sanitar poate fi utilizată cu succes pentru domolirea caniculei. Semnele pe care stă scris scăldatul interzis ar trebui să fie suficient pentru ca oltenii să nu intre în apă. Însă lucrurile nu stau deloc așa. Cei care vor să se răcorească nu țin cont de pericole și se scaldă pe unde apucă. Râurile și bălțile sunt adevărate pepiniere de bacterii și germeni, microorganisme care provoacă boli grave. Anul trecut, râul Olt și-a cerut tributul. 6 persoane au pierit în ape.